Emisiunile postului public regional TVR Craiova aduc informații din întreaga Oltenie, dar și din județele Argeș și Telorman, în formate și tematici care se adresează tuturor categoriilor de public. Personalitățile zonei, reperele culturale și educative, evenimentele importante, toate se regăsesc în programele noastre. Începem o grilă nouă cu ediții în premieră ale emisiunilor noastre, o ofertă editorială care are în prim plan comunitățile locale cu tot ceea ce au ele important, dar care nu neglijează, bineînțeles, cultura sau divertismentul de bună calitate. Formul de muncă probabil va fi mai mare, încercăm să realizăm și regia de programe în format 16:9, să putem intra în duplex dimineața pe lângă cele două ore de știri la care avem și noi o contribuție ca studio teritorial. Vă aducem spectacolele cele mai reușite ale instituțiilor de cultură. Călătorim și gătim pentru dumneavoastră. Transmitem în direct de la evenimentele comunităților locale. Vorbim despre sănătate, educație, sport, tradiții și cultură. A trecut vara, a venit toamna și odată cu ea și grila de toamnă a TVR Craiova. Noi ne-am întâlnit și în perioada caldă, în fiecare dimineață de la 8 la 10. La fel ne vom întâlni și în grila de toamnă, însă vom veni cu surprize. Care sunt acestea? Trebuie să rămâneți alături de noi în fiecare dimineață pentru a le afla. Și odată cu grila de toamnă repornește și emisiunea Caravana TVR 3. Vă dau întâlnire și acolo, alături de colegii mei. Prima ediție va fi pe 11 octombrie, pe TVR 3, de la ora 17. O să vedeți emisiunile cu care deja v-ați obișnuit, adică emisiunea Vedere cu Olteni, emisiune despre fapte, oameni și întâmplări cu totul și cu totul deosebite. Mai am și emisiunea culinară. Câte eseuri ai face, câte foile toane, câte documentare. Ca emisiunea culinară n-are nicio altă emisiune așa mare audiență, pentru că vin cu rețete din bucătăria tradițională a Olteniei. Tot ce se întâmplă important într-o zi, în regiune, subiectele de pe agenda publică, problemele și deciziile care afectează oamenii, se regăsesc la finalul zilei în jurnalul regional. După știrile naționale pe care le preluăm la ora 18 de la telejurnalul de pe TVR 2, la 18:30 jurnalul regional vine cu cele mai importante informații din zona Olteniei, Argeș și Telorman. De asemenea, continuăm campaniile jurnalului regional și aș vrea să amintesc despre campania destinată copiilor cu note bune, dar care sunt în pericol să întrerupă școala din cauza lipsei banilor. Sperăm să-i ajutăm cu această campanie. Este o campanie destinată copiilor din mediul rural, dornici să învețe, dar pentru care, din păcate, lipsurile materiale sunt o barieră. De-a lungul campaniei ne-am întâlnit cu mulți dintre acești copii, le-am văzut această clipire în ochi, iar faptul că îi putem ajuta înseamnă enorm pentru noi ca jurnaliști. Tot de mâine debutează și grila de toamnă a canalului național TVR 3, unde putem fi urmăriți de telespectatorii din întreaga țară.